Ianis, victoria importantă, 3 puncte pe care trebuia să le luați cu Neni la conferința de presă. Da, o victorie importantă, mai mult decât atât, băieții au făcut un joc foarte bun ofensiv, așa cum s-a întâmplat și în alte partide când am avut ocazii. Din păcate, nu reușim să marcăm mai mult. Dar, până la urmă, eu prefer astfel de jucători care ajung să aibă 6 ocazii într-un meci, pentru că la un moment dat o să marcheze, decât un jucător care nu are nicio ocazie. Nu sunt supărat absolut deloc pe jucători pentru că au ratat. Vreau doar ca ei să înțeleagă faptul că atunci când vor fi concentrați 100% în fiecare moment de la antrenament și o să se bucure să vadă mingea în plasă, o să reușească să și marcheze. Lucrul acesta l-am trăit și eu. Sunt lucruri pe care le trăiesc atacanții în perioade și perioade dintr-o carieră. Sunt jucători tineri. Este important ca ei să țină capul sus, pentru că din greșeli învață și până la urmă toți trebuie să căpătăm experiență. Îi vedeam triști, unii dintre ei plângeau în vestiar. Din păcate, ei trebuie să ridice capul și să joace în continuare așa cum au făcut-o, cu dăruire. Ca să ajungi să ai ocazii, trebuie să ai valoare. Altfel nu poți să ai nicio ocazie. Dacă n-ai valoare, n-ai cum să ai nicio ocazie într-un meci de fotbal. 12 puncte după 8 etape, aproape de primele locuri, așa cum îți doreai. 12 puncte, dar mai important decât atât este că avem a doua defensivă a campionatului. În 6 meciuri din 8 nu am primit gol, iar lucrul acesta se datorează întregii echipe. Fără toată echipa nu poți să ai această organizare defensivă. Jucătorii mei sunt disciplinați, se antrenează așa cum trebuie. Sunt foarte fericit că am un astfel de grup și sper ca în continuare lucrurile să meargă foarte bine. Iar dacă oamenii sunt dezamăgiți că nu marcăm mai mult, ar trebui să fie fericiți că echipa ajunge în careu și are ocazii. Niciun gol primit pe teren propriu. Niciun gol primit pe teren propriu, spre poarta noastră, din fericire, nu se scapă singur cu portarul. Da? Deci lucrul ăsta este foarte important la o echipă, chiar dacă primești goluri, le primești din șuturi, din centrări, în alte situații. În momentul în care ai organizare de joc foarte bună, nu se scapă singur cu portarul. E lucrul cel mai important. Se poate începe să se viseze la mai mult? Eu v-am spus, vreau să fac o echipă bună care să fie pregătită să lupte cu orice adversar și să le fie tuturor greu în momentul în care evoluează cu noi. Este greu ca într-un timp atât de scurt, în 2 luni de zile, să faci o echipă care să promoveze, ca cu toți jucătorii veniți în această vară. Dar această echipă va arăta bine și sunt convins că putem să facem lucruri frumoase de care oamenii o să-și aducă aminte cu plăcere, chiar dacă nu câștigăm cu 6-7-0.